Două românce sunt cercetate după ce au promis unor vârstnici de 78 de ani schimburi de tandrețe, apoi au furat de la aceștia 3.000 de euro și bijuterii. Cei doi bărbați în vârstă de 78 de ani au ieșit la o cafea în zona periferică a Romei și două fete s-au apropiat de ei. I-au complimentat, umplut de atenție, după care le-au sugerat să se îndepărteze de ochii curioșilor pentru a petrece după amiaza împreună, cu promisiunea de a face un schimb de tandrețe. Odată rămași singuri printre mângâieri și complimente, tinerele i-au convins pe cei doi bărbați în vârstă să le înmâneze banii și bijuteriile. Imediat ce au predat tot ce aveau asupra lor, femeile au plecat în grabă. Abia atunci bărbații și-au dat seama că au fost păcăliți și au cerut ajutor. Stânjeniți, cei doi vârstnici s-au înțeles să spună poliției că au fost jefuiți, dar pentru că se contraziceau în declarații, polițiștii au intuit că s-a întâmplat mai mult. Suntem căsătoriți, avem o familie și ne este teamă că se va afla, au explicat vârstnicii care au spus în cele din urmă ce se întâmplase. Polițiștii au început imediat căutările, dând de urmă celor două românce de 20 și 32 de ani, cu numeroase condamnări anterioare pentru furt și înșelăciune. Din gențile lor, polițiștii au recuperat 3.000 de euro numerar și bijuterii, inclusiv verighetele bătrânilor. Relatează mesajul.ro.